Liberalii la 133 de ani, sâmbătă 24 mai, organizația județeană a PNL a sărbătorit 133 de ani de la înființarea partidului. Alături de tinerii care au împărțit fluturașe și pixuri oamenilor, candidatul la președinția Consiliului Județean Liviu Câmpanu și candidatul la primăria municipiului Botoșani Gheorghe Sorescu au sărbătorit ziua printr-o ieșire în oraș. Ei au plecat din fața sediului partidului, au urcat pe pietonalul Transilvaniei și s-au oprit la o terasă din centrul vechi. Am făcut această ieșire împreună cu echipa de tineri, încercând să marcăm faptul că astăzi, 24 mai, se împlinesc 133 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal. Chiar astăzi, 24 mai. Alături de ei au fost doi liberali convinși, maestrii Nae Lăzărescu și Vasile Murariu. Este adevărat, beneficiem de prezența maestrilor Vasile Moraru și Nae Lăzărescu, care sunt într-un turneu în Botoșani și care sunt liberali convinși, nu de circumstanță. Aceștia se află de câteva zile într-un turneu de promovare a ofertei electorale a liberalilor botoșăneni.